Unul dintre lucrurile pe care le presupunem ca fiind fundamentale când vine vorba despre univers este faptul că e similar în toate direcțiile. Asta înseamnă că la scară largă materia este distribuită în mod egal, lucrurile vor arăta mai mult sau mai puțin la fel în fiecare direcție și nu vei găsi niciodată un colț de univers care să aibă propriile lui legi ale fizicii. Considerând că universul este atât de uriaș și greu de explorat, este reconfortant să ne gândim că acesta este destul de simplu. Toate lucrurile respectă aceleași reguli, așadar nu trebuie să explorezi tot pentru a putea înțelege. Această noțiune se numește principiul cosmologic. Totuși, nu există nicio regulă care să afirme că universul trebuie să fie așa. Deci, cum ar fi dacă acesta nu ar fi uniform? Problema principală care ar apărea ar fi faptul că am avea un număr limitat de lucruri pe care le-am înțelege privind la mica noastră bucată de spațiu Calea Lactee. De exemplu, legi fundamentale, cum ar fi relativitatea generală care se referă la gravitație, afirmă că Universul nostru este omogen. Dacă acesta nu este, asta ar însemna că nu am înțelege interacțiunile gravitaționale din alte părți ale spațiului la fel de bine pe cât credem. Modelele noastre cosmologice care descriu modul în care Universul a apărut și cum a evoluat nu ar fi foarte precise din moment ce forțele care trag și împing ar fi diferite în fiecare direcție. Pe scurt, tindem să presupunem că studierea unei bucăți mici din univers ne poate spune cum este acesta ca întreg. Dacă această presupunere nu este adevărată, ne poate limita totalitatea lucrurilor pe care le vom înțelege vreodată. Din fericire, există multe motive pentru care credem că universul este uniform. Una dintre dovezile cele mai puternice este radiația cosmică de fond, o strălucire slabă de radiație din momentul Big Bang-ului care a umplut spațiul. În acele momente, universul era format doar din electroni și nuclei liberi, într-o plasmă extrem de fierbinte, alături de alte câteva particule de lumină sau fotoni. În zone mai dense, fotonii au început să se opună atracției gravitaționale în timp ce radiau înspre exterior, iar acest lucru i-a costat energie. Astfel, energia radiației a fost corelată de densitatea particulelor din regiunea respectivă. Putem vedea această radiație și astăzi, radiația cosmică de fond. Este cea mai bună modalitate de a observa condițiile prezente imediat după nașterea Universului. Desigur, acest lucru s-a întâmplat acum 13,8 miliarde de ani, dar alte studii au descoperit că principiul cosmologic a rămas în picioare pe măsură ce Universul a evoluat. De exemplu, Sloan Digital Sky Survey a creat o hartă tridimensională enormă a universului mai detaliată decât orice am văzut până acum și care arăta că indiferent în ce direcție te ai uita, distribuția galaxiilor este extrem de similară la scară mare. Deci, împreună aceste două dovezi aduc destule argumente pentru validarea principiului cosmologic. Totuși, chiar dacă universul pare omogen și principiul cosmologic rămâne în picioare, cazul nu este închis, deoarece încă nu avem dovezi care să ne spună că așa trebuie să stea lucrurile. Și, desigur, oamenii de știință continuă să își testeze presupunerile. În ultimul deceniu, studiile au pus la îndoială principiul cosmologic. De exemplu, în 2011, cercetătorii au publicat un studiu bazat pe supernove, explozii strălucitoare ale stelelor care ne permit să vedem adânc în interiorul Universului. Măsurând distanța până la supernove și rapiditatea cu care se îndepărtează de noi, astronomii pot estima cât de repede se extinde universul. În mod incredibil, acest studiu a descoperit că, în unele direcții, supernovele par să se îndepărteze mai rapid decât în alte direcții, sugerând că universul se extinde neuniform. Cu alte cuvinte, acest studiu a sugerat că universul nu este identic în orice direcție, ba chiar exact opusul a ceea ce afirmă principiul cosmologic. Apoi, în 2014, o altă echipă de cercetători a descoperit ceva neobișnuit. Aceștia studiau coasarii, zonele compacte din jurul găurilor supermasive din centrul galaxiilor. Coasarii sunt extrem de strălucitori, precum supernovele și ne permit să vedem în universul îndepărtat, Studiindu-i, oamenii de știință au descoperit că de-a lungul a miliarde de ani lumină, mulți coasari diferiți par să se rotească în jurul unor axe care se aliniază. Acest lucru este bizar, deoarece nu există nimic mai special în o direcție sau în alta. Te-ai aștepta ca coasarii care nu au nicio legătură unul cu celălalt să se rotească în jurul unor axe aleatorii. Implicația conform cărea universul ar avea o axă preferată se opunea direct principiului cosmologic, o descoperire importantă Importantă. Precum studiul supernovei, acesta sugera că universul este anizotropic, ceea ce înseamnă că are proprietăți diferite în direcții diferite. După cum spune și Zicala, afirmațiile extraordinare cer dovezi extraordinare, așadar, principiul cosmologic încă nu este dat la o parte. Într-un studiu din 2016, cercetătorii au luat în considerare modul în care o axă preferențială ar modela universul timpuriu, iar apoi s-au uitat după semne specifice, precum spirale sau unde gravitaționale în cadrul radiației cosmice de fond. Nu au găsit absolut nimic. Mai mult decât atât, toate anizotropicele descoperite de aceste studii aveau legătură cu direcția. Așadar, autorii au sugerat că acest lucru se datorează modului în care observăm universul și nu este un argument contraadus principiului cosmologic. Acest lucru încă nu este dovedit, deci astronomii sunt încă în căutarea unor dovezi care fie ne vor confirma, fie ne vor infirma așteptările. Chiar dacă principiul cosmologic a rezistat de-a lungul timpului, este important să ne continuăm cercetările, deoarece de fiecare dată când studiem universul ne bazăm pe presupuneri, iar uneori conceptele care par a fi cele mai intuitive și evidente sunt cele care ne opresc din a descoperi noi adevăruri. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!